De luna martie am avut foarte mari dureri și nu știem ce probleme am cu sănătatea. Niciodată noi, oamenii de la țară, nu ne căutăm de viața noastră. Și am avut durerile mari și a venit salvarea și m-a internat în spital la Rezina. Și ne-a spus, am trecut o zi și ne-a spus că am pietre la fiere. Fata a văzut pe telefon de domnul doctor, profesor, și mi s-a spus că e un doctor foarte bun, foarte cu minte. Și noi am apelat la dumnealui. Și el mi-a spus să veniți să vă consultez. Am venit, ne-a consultat și mi-a spus că la operație trebuie urgent. Luni m-a operat și cu ajutorul domnului miercuri ne-a dat drum acasă. Liteaza biliară vesiculară reprezintă calcule în vezica biliară, în fiere, în colecist, pietre se formează. Atât la femei cât și bărbați, clar cu o prevalență mai înaltă la sexul feminin, se depistează câteodată ocazional, fac pacienții o investigație, dar cel mai des când apar deja simptomatologie. Reprezentată de dureri, apar dureri, caracter colicativ, înțepături, tăieturi, arsuri în regiunea abdominului, superioară, spre dreapta, sub rebordul costal, ceea ce determină pe pacient să se adreseze la medic. Sunt evaluați primar prin ultrasonografia abdominului, care e cea mai investigația cea mai răspândită și se depistează calculii. Necesită abordare chirurgicală, adică intervenția chirurgicală, operația în volum de colecistectomie, care se realizează, o realizăm laparoscopic, mini-invaziv, care necesită o perioadă de spitalizare scurtă, 2-3 zile maxim, pacientul își revine, mai durează perioada de o săptămână, 10 zile până pansamentele, după care pacientul se reîntorc la un regim normal de viață, cu restricții minimale.